Accidentul a fost anunțat prin 112 cu puțin timp înainte de ora 19. Șoferul unei cisterne a pierdut controlul volanului și a pătruns pe contrasens, tăindu-i fața unui alt conducător aflat în spate și care încerca să depășească mastodontul. Impactul dintre cele două mașini a fost mortal. Atât șoferul autoturismului cât și pasagerul din dreapta au murit pe loc. Către locul solicitării au plecat din primele momente o auto specială de stingere cu apă și spumă, o descarcerare, un smurt tip B și un echipaj medical tip C de la Serviciul Județean de Ambulanță. La accidentul din localitatea Cruce au fost implicate trei persoane. Din păcate, la două persoane s-a constatat decesul, o persoană de sex masculin și o persoană de sex feminin. Ea a treia persoană, care nu prezenta marcă traumatică, șoferul tirului a refuzat transportul la spital. Polițiștii încearcă să afle acum care este motivul pentru care șoferul cisternei a pătruns pe contrasens. Astăzi, în jurul orei 19, polițiștii rutieri au fost sesizați cu privire la producerea unui accident rutier pe drumul național 2A la ieșire din localitatea Crucea către orașul Hârșova. Deplasați la fața locului, polițiștii au constatat faptul că impactul s-a produs între o autocisternă și un autoturist ambele conduse de șoferi bărbați. În cauza a fost întocmit un dosar de cercetare penală, iar cercetările continuă. Șoferul cisternei este cercetat pentru ucidere din culpă.